Hei, salut! Sunt Ionel. Apisinez, unul tău în Franța. Eu pot să permit și eu acum să pun un pahar de vin și să vă urez sărbători fericite la mulți ani. Terminăm activitatea, terminăm și circoteca și hai să vedem despre ce e vorba. Ce bun e! Așa. Să pun pe dublu scenariu. Am deschis aici o pagină și să scriem aici. Da. Dragoș Gavrila. Trofeul apicultorului s-a terminat. Îi povesteam și lui Nea Elie când am discutat astăzi. Nu m-a sunat el. Altă dată m-a sunat el. Astăzi l-am sunat să vedem dacă el are curaj sau nu să abandoneze. Așa. Pe filmulețul ăsta avem 2,51K, 9 comentarii, 387 de like-uri. 2 creatori, 20 de sugestii, 44 de like-uri pe Facebook. Aici am tot ce înseamnă analiticul vis-a-vis de subiectul ăsta ce a fost acolo. Timpul care a fost petrecut, raportul de popularitate, un procent de view-uri și așa mai departe. Tot aici am tot ce înseamnă analiticile respective, dar nu asta e important astăzi pentru mine. Să vedem câți au fost din România și așa mai departe. Deci, aplicația asta este mult mai capabilă decât am putut eu să știu să o folosesc. Dar nu asta e scopul, sărim peste publicitate, că nici asta nu mă interesează, nici aici nu mă interesează una peste alta. Sunt pe contul de apicultură. Schimb pe contul meu personal. Da? Ok, hai să vedem cum se văd lucrurile de aici. Ar trebui să fim același analitice, publicitate, cu actori. Hai să imediat să termine analiza. Gata, schimbăm. Așa. Deci oricine ar fi avut mai multe conturi și s-au abonat, da? Puteau să voteze. Dar surpriza este că și chiar dacă n-ai avut conturi, n-am avut timp să facă înregistrarea asta, și chiar dacă n-ai fi avut conturi să fii abonat, tot puteai să votezi. Asta n-am făcut-o doar eu, au făcut-o și mai mulți care au testat subiectul ăsta și atunci ori n-a știut cum să facă filtrarea asta, ori nici n-a avut intenția să facă filtrarea asta. Moderatorul sau MC-ul la asemenea OTV Apicol nu n-a avut interesul să facă, a fost doar chestie de manipulare. Ai scrie abonat, da? Istorional. Canalul meu personal unde am făcut materialele de vlogging. Da? Sunt abonat. E personal, nu e toate, da? Și uite aici, ca să ne înțelegem. Hai să vedem câți abonați are tovarășul. MC. Așa. Stai să se încarce. Deci nu e pe alt canal, nu e făcătură, nu e o clonă, aici este 13,3 abonați. Abonat, da? Hai să ne întoarcem la partea de videoclipuri, shorturi, live-uri. Omul e bun ce face la treaba asta, e foarte bun, da? Asta e de respectat și mi-am arătat respectul față de domnul Dragoș și față de faptul că e cel mai vechi canal pe care eu l-am urmărit când eram ieșit ca ciupercile poplaie, cum făcea referințe în 2010, când am debutat eu cu canalul. Așa. Canal cu pisici. Așa, canal cu chinezoace. Andra. O făceam glumă chinezoace. Ai, vedeți voi ce are el pe aici. Nu e ideea, era ideea simplă.
Să venim la zona de live. Da? Să deschidem zona de live de asta seară. Iar o reclamă. Primește rating pentru treaba asta. Sau cum se cheamă aia. Scrie aici 2,5K acum 4 ore. Las eu programele să fac analiza. Da, de ce nu mai îmi dă mie analiza pe nume? Da, hai să vedem. Asta le-am mai văzut. Ok, totuși vreau să prin numele să-mi dau clar, foarte clar cât sunt pe canal abonați. Că aici e doar o estimare. Așa. De ce mă preocupă treaba asta? Fiindcă foarte mulți s-au abonat și asta a fost momela ca să fie participați la vot, deși se putea vota și fără abonare. A fost o minciună că se votează fără abonare. Că nu se poate vota altfel. Da? A, uite aici poți să și vezi membrii. Interesant. Așa. Aici sunt analizele. Ok. Și acum hai să vedem cum se întâmplă. Dezabonare. Dezabonează-te. 13,3. Să vedem câți rămân în viitor. După câteva zile. Da? Cam asta este. Perversitate, lipsa de caracter, de duplicitate, asta a început un jocul într-un fel și pe urmă schimb. Pe mine nu mă afectează. Dar, de exemplu, membrii canalului lui Sam au fost afectați de mașinația asta, cu de schimbarea regulilor în timpul jocului și el a renunțat. Asta e conținut exclusiv pentru membri. Nu știu ce spune, nici nu mă interesează. Vis-a-vis de ce a spus Sami. Sami a avut dreptate. Gavril aici a schimbat jocul și asta rămâne de întrebat. Este manipulare sau nu? Voi decideți. Așa. Ar trebui să fac și eu chestia asta perversă, să nu o fac publică, să o fac doar pentru membri. Așa. A pus acum 2 ore. Se vede că n-a fost vizualizată. Statisticile sunt 0. Deci aici dacă ai instrumentele care ai nevoie să faci analitice, te lămuresc. 7 view-uri. Deci astea sunt membrii canalului, 7 view-uri. Da? Din România. Cam asta este. Atât am văzut chestia asta. Oameni frumoși, sărbători fericite. Eu nu condamn nimic în situația asta. A fost un joc. Dacă o luăm ca un joc, nu s-a întâmplat nimic grav. Diferiți actori, diferite manifestări, regizorul care și-a urmărit scopul piesei. Da? Unde lucrurile le-a scăpat de sub control regizorul că, și MC-ul, că da, mai sunt care improvizează. Da? Cum a fost, de exemplu, supărarea lui Nelea Ilie că Dragoș a cerut banii în numele lui. Apoi supărarea lui Costin că au câștigat alții și el n-a câștigat. Și uite așa, nu e grav. Au câștigat alții, îți dai seama. Ai pierdut excursia pe Marte. S-a dreptul de a fi cetățean în Marte. Îți dai seama ce ai pierdut. Apoi
care îl știm pe domnul Dragoș de Gavrilă, nu vedem nimic greșit în treaba asta, dar cei care nu știu și au o perspectivă dintr-un anumit unghi de vedere, nu holistic, nu global, se impacientează, se alarmează, se agite, pun patos că n-a trișat, că a trișat, că e un om deosebit, nu e un om deosebit, eu n-am zis că nu este un om deosebit. De unde lucruri, unde nu este rog, regulii, totul e permis. Și atunci nu trebuie să vă supărați că s-a întâmplat treaba asta. Unii au dreptul să nu mai participe, eu am participat, am câștigat, da, eu n-am pierdut nimic. Întrebare de ce am câștigat. Da. Rămâne să răspundem în alt material unde am câștigat eu. Am câștigat foarte mult, să știți. Așa. Dar vis-a-vis de treaba asta, lucrurile nu au fost făcute pentru o reflexie reală a cine e picul. Chiar nu știu. Astăzi, acum, în momentul în care fac treaba asta, acest editorial sau această concluzie a mea personală pe fenomenul ăsta, habar n-am cine a câștigat, să fie sănătos. Câștigat oficial la sondaj, nu? Așa. Eu am votat cu Nelie, Ines s-a votat cu Cezar, da? Și maica mea din Italia s-a abonat în timpul sondajului și a votat cu Cezar. Și de asta spun, pe urmă cel antisemnalmente ca celor care au votat și de asta spun că aici a fost manipulare. Nu trebuie să vin cu azi martori că a fost manipulare, spun doar eu că asta e și dovedit. Na. Cam atât a fost. Mă opresc aici că e târziu, am avut un live. A fost o zi plină și mergem mai departe. La mulți ani. Să fiți sănătoși. Un an plin de prosperitate, cu spor, cu planuri și cu multă sănătate. Iar veștile de război, de criză, de sărăcie și de astea să nu vă umbrească viața. Cu drag, Ionel Nistor.